Salutare, prieteni, la Lumea în Obiectiv, Mircea Cosel Bratosin la microfon și alături de mine Nichi Simionescu de lângă Târgu Jiu și spun bine ai venit în cadrul Lumii în Obiectiv. Bună seara, bine v-am găsit. Ne bucurăm să ne cunoaștem în urma cursului de jurnalist Radio TV organizat de G4 Media, de domnul profesor și jurnalist profesionist Petru Cleș. Bine ai venit în cadrul emisiunii. Noi am vorbit despre această emisiune înainte de a termina acel curs și ne bucurăm să te cunosc și de la Nico și de la Robert, prieteni comuni ai noștri, și am, din ce știu, ești unul dintre cei care pledezi pentru o viață normală și egală a persoanelor cu dizabilități în zona Gorjului. Vă mulțumesc mult. Da, sunt o persoană cu dizabilități care se luptă pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă drepturi egale în societate. Din acest motiv m-am implicat și politic, pentru a reuși ca persoanele cu dizabilități să fie mult mai respectate în societate. Din cum știm și am aflat de la Nichi, este consultat în cadrul unui cabinet al unui deputat de Gorj și ne spui despre cine este vorba, pentru că te-am lăsat pe tine să faci dezvăluirea asta. Da, este vorba de domnul deputat Gheorghe Pecingină. Am calitatea de consultant în cadrul cabinetului dumnealui. Eu sunt și membru PDL. Și tot ceea ce fac și tot ceea ce întreprind, eu zic și sunt convins de acest lucru, că fac în interesul persoanelor cu dizabilități, atât din Gorj cât și din întreaga țară. Ok, tu ești și jurist, ai terminat facultatea de drept și poți lupta și mai ușor pe parte legală în dreptul și obligațiile persoanelor cu dizabilități din România. Da, am terminat facultatea de drept și administrație publică din cadrul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. A fost o perioadă destul de complicată din punct de vedere al navetei, dar m-am descurcat. Ok, Nichi, hai să vorbim și despre limitarea ta fizică pe care tu o dobândești sau o ai din naștere? Pentru că... Am din naștere. Ok, spune-ne câteva lucruri despre dizabilitatea ta. Sunt diagnosticat cu parapareză spastică, deci utilizez un scaun rulant pentru a mă deplasa. În rest, poți să te descurci singur? Cum e? Da. Din fericire nu am probleme foarte grave, în afară de faptul că nu pot merge fără să mă susțin de ceva sau de cineva. Și în momentul în care mă susțin de ceva sau de cineva, merg mult mai greu decât o persoană normală, dar cât de cât mă descurc. Să înțeleg că mergi și fără scaun rulant. Da, dar foarte greu. Ne întoarcem la cursul de jurnalism Radio Online, G4 Media, susținut și cu tot profesionalismul de către domnul Petru Cleș. De ce acest curs pentru tine? De ce l-ai ales? Păi, înainte, adică nu înainte, la mine jurnalismul a fost o pasiune destul de importantă din viața mea. Și nu am făcut acest curs pentru a profesa, adică nu o să profesez în calitate de jurnalist, dar am fost foarte interesat să înțeleg cu ce se mănâncă această meserie, în așa fel încât să nu cad în manipulările care se fac de către presa din România de cele mai multe ori. Bun, doar pe direcția asta îți place jurnalismul, nu-ți place să devii un jurnalist? Eu sunt foarte pasionat de partea asta politică și o să continui cu ea. Bun, spune-mi ce îți place în politică, că și în politică sunt multe. Bun, îmi place ideea de a putea ajuta oamenii, de a face efort în direcția de a ajuta oamenii.
Dacă ne mai poți spune ce planuri ai de viitor pentru gorjenii cu dizabilități și cei din România. Păi, sunt destule propuneri legislative pe care deja le-am făcut către echipa Partidului Național Liberal Gorj și către echipa Partidului Național Liberal de la nivel central. Multe din ele sunt deja luate în analiză și sper ca în cel mai scurt timp cu putință să devină și realitate, să fie concretizate la nivel legal. Bun, dacă ai putea să ne menționezi lucruri pe care le-ai propus și ai dori, poate că se alătură și alte persoane cu dizabilități din alte partide sau din partidul tău care aud această emisiune și să susțină și poate în cadrul organizațiilor locale și naționale? Cel mai important lucru pe care l-am propus, dar încă nu am găsit o modalitate legală și sper că să reușesc lucrul ăsta împreună cu domnul Pecingine, pentru că și dânsul este avocat, adică a fost și este avocat de profesie, deci e un efort comun. Încerc să scoatem persoanele cu dizabilități de la indicele social de referință, adică să nu mai fim priviți și să nu mai fim asimilați legal cu asistații sociale. Mm-hmm. Bun. Pentru că asta zici, pentru că acel ISR nu poate, adică venitul persoanelor cu dizabilități este foarte greu de mărit, pentru că ar trebui mărite toate prestațiile sociale ale tuturor categoriilor care intră în acel indice, în acel indice social, și este foarte greu de făcut lucrul ăsta. Și din cauza asta aș dori și încerc și fac tot posibilul ca persoanele cu dizabilități să fie scoase de la ISR. Mm-hmm. Alte puncte pe care tu vrei să le atingi inima guvernanților? Că... Bun, v-am spus, nu vreau să mă laud acum sau să... Dar nu e vorba de laudă, sunt niște proiecte pe care tu le ai sau le-ai propus, pentru că sunt probleme pe care noi le trăim de zi cu zi și ar trebui să le știm, nu? Da. Sunt foarte convins că pot veni și prietenii noștri care vor urmări această emisiune și cu alte amendamente. În momentul în care ea va fi postată, ei vor putea posta în comentariu propunerile lor sau să le ia de bune și pe ale tale și pe ale lor, să le ducă mai departe către organizațiile lor. Bun, ce m-ar interesa pe mine foarte mult, și asta nu e la nivel legislativ, m-ar interesa ca toate persoanele cu dizabilități să fie mai unite, pentru că eu primesc tot felul de telefoane din țară de la persoane care întâmpină probleme, diferite probleme ce țin de dizabilitate, și din păcate am întâlnit și cazuri în care alte persoane cu dizabilități mi-au spus: nu, domne, cazul meu e mai grav, sau... Înțelegeți? Deci nu există empatie, din păcate, între persoanele cu dizabilități. Bun. Ce lipsește persoanelor cu dizabilități să aibă empatie unii față de alții? Probabil că în cazul multora dintre persoanele cu dizabilități, izolarea ne-a făcut să nu mai fim atât de empatici. Bun, dar înainte de izolare și înainte de pandemie, ce îi diferenția pe aceste distinții persoane? Nu mă refer numai la pandemie. Mă refer că o persoană cu dizabilități, de cele mai multe ori, în cazuri grave mă refer, și în cazuri care se referă la o deplasare foarte grea, preferă să se închidă în casă sau să iasă foarte rar, și din motive de genul ăsta nu mai au empatie. Pe mulți dintre ei interesează doar venitul acela lunar. Foarte mulți mă întreabă cum se mărește indemnizația. Spuneai de izolarea socială.
Nichi, dar totuși și nivelul social ridicat înseamnă lipsă de empatie din partea unor persoane cu dizabilități care ajung în diverse funcții sau li se dă mai multă atenție de către statul român sau societate, ignoră pe alte persoane cu dizabilități. Eu nu cunosc asemenea cazuri, dar se poate să aveți dreptate. Din păcate, nivelul de empatie din societatea românească este la cote scăzute. Da, din păcate, dar totuși spuneai de unitate. De ce crezi că lipsește unitatea? Aveam impresia și am impresia că ne prea focusăm prea mult pe eu sunt de culoarea X politică, eu de Y, tu de Z. Nu crezi că trebuie să dărâmăm aceste bariere pentru a obține rezultate în viața persoanelor cu dizabilități? Să dăm la o parte aceste bariere? Ba da, eu asta cred, numai că sunt foarte puține persoane care pot să facă lucrul ăsta. Eu, din momentul în care am fost numit la cabinetul domnului deputat, am primit și mesaje de genul pe grupuri de dizabilitate, mesaje de genul că de ce sunt felicitat, pentru că eu nu am mărit încă indemnizația sau am mai primit un mesaj de genul că eu fac totul pentru partid și nimic pentru persoanele cu dizabilități. Mă rog, e destul de complicat. Da, se spune că unele persoane care ajung în diverse funcții își doresc să aibă imagine și nu să se implice pentru viața socială a persoanelor cu dizabilități. Să-ți spun un lucru. Orice politician își dorește să aibă o imagine bună, dar asta nu înseamnă că nu se implică pentru persoanele pe care le reprezintă și eu pot să-ți garantez că și eu și echipa din care fac eu parte vom încerca și vom face tot ce depinde de noi ca viața persoanelor cu dizabilități să se îmbunătățească. Eu nu pot să-ți promit acum că se vor face nu știu ce schimbări, nu pot să îți spun că se vor face anumite schimbări punctuale, adică să-ți dau exemple punctuale, dar voi face tot ce depinde de mine ca persoanele cu dizabilități să ducă o viață mai bună. Acum, știi, spuneai că stai la țară, uite, ai probleme cu internetul, ai probleme cu multe alte lucruri, cu accesibilizarea, mă gândesc, cu mai multe. Cum ai putea face ca un oraș și sat să nu fie atâta diferență de accesibilizare și de oarecum de oportunități pentru persoana cu dizabilitate? Păi eu îți dau un exemplu de aici, de la mine din comună. Datorită faptului că sunt o persoană destul de activă, adică particip la slujbe duminica, de câte ori pot, nu pot în fiecare duminică, da? De câte ori am ocazie. S-a construit o rampă la biserica din localitate. Datorită faptului că eu am frecventat cursurile școlii, s-a construit o rampă la școala gimnazială din comuna unde stau eu. Deci, cred că fiecare persoană cu dizabilități se poate implica, mă refer din mediul rural, se poate implica pentru că atâta timp cât încerci să duci o viață cât de cât activă, nu cred că cineva îți poate refuza un drept care e înscris în legea 448. Ești mulțumit de comuna ta în care locuiești sau de județul tău sau de orașul Târgu Jiu, pentru că este municipiu de județ. Mulțumit de accesibilizare, mulțumit de tot ce înseamnă infrastructura orașului pentru persoana cu dizabilitate, oportunitatea locurilor de muncă sau multe alte chestiuni de gen. O să spun un lucru foarte tranșant.
Nu cred că există persoană cu dizabilități în țară care să fie pe deplin mulțumită de condițiile pe care le are. Și aici mă refer la orice județ, la orice oraș, dar cred că dacă ne unim și facem un efort cu toții, se va putea ca persoanele cu dizabilități să ducă o viață mai bună. Bun, spune-mi, te rog, uite, știu că ai Robert Gavrilescu, ai Nicoleta Soilică, dar și Michi Simionescu, trei persoane care sunt foarte cunoscute din zona Gorjului, care se ocupă efectiv de problemele persoanelor cu dizabilități. Ce au reușit ele până acum să aducă plus valoare acelui județ? Bun, eu primesc foarte, foarte multe telefoane de la persoane cu dizabilități din Goiaș care întâmpină diferite probleme. De exemplu, am fost sunat în ultima vreme de persoane care aveau probleme cu legitimația de parcare, pentru că se duceau la primăriile de care aparțineau și li se spunea că trebuie să meargă la DGASPC. Pentru că na. Și în momentul în care acele persoane spuneau că vorbesc cu mine și eu am calitatea pe care o am cea de consultant în cadrul acelui cabinet parlamentar, atitudinea funcționarilor se schimba. Deci, pornește și de la nivel de mentalitate. Bun, să înțeleg că să o luăm Toată problema. gradual, să o luăm așa. Dacă ai o funcție sau ești lipită de o persoană publică care are influență în județ, atunci persoanele care trebuie să te ajute, pentru că sunt acolo pentru asta, de fapt, da? Și iau banii pentru că persoane cu dizabilități, în urma acestor persoane, ele iau banii, da? Trebuie să recunoaștem, da? Pentru că au servici, pentru că sunt atâtea persoane pe județ și pe localitate și... Eu nu mă refer Bun, acum dar la... ce vreau să spun cu Da. chestia asta? Ele trebuie să se comporte frumos, indiferent cu ce persoană cu dizabilități îi bate la ușă. Numai să facă diferența dacă Nichi este la PNL și, nu știu, Vasile din altă localitate nu e de la nimic. Trebuie să faci diferența de comportament. Nu, tocmai de aici pornește problema, pentru că eu nu generalizez, deci să nu se înțeleagă că toți funcționarii sunt așa, dar am întâlnit un caz care pe mine m-a revoltat și am luat măsurile ce s-au impus. Am discutat cu acei oameni ca lucrul ăsta să nu se mai întâmple niciodată. Să știi că și în alte județe se întâmplă destule probleme vis-a-vis de aceste direcții generale pentru protecție și asistență socială, da? În care Aici angajaților, era vorba de o primărie, deci da, și acea persoană. primărie, dar și primărie, dar și primărie, dar și ce direct DGSPC-urile au atitudine destul de nepotrivită vis-a-vis de persoane cu dizabilitate în multe cazuri, să știi. Din ce știu, au fost foarte multe plângeri și acum, de cum ai văzut, ANPDCA intră mai aproape de sufletul acestor direcții pentru a le rezolva problemele interioare, a le da ajutor prin a comunica cât mai bine cu persoana cu dizabilitate și să facă din asta o, cum să zic, o transparență și să nu mai fie aceste clinciuri care efectiv erau dezastruoase. Și nu spun că au fost cazuri unde s-a apelat până la nivel înalt și în momentul în care s-a apelat la nivel înalt, oamenii și-au schimbat atitudinea radical. Adică trebuie ca omul să apeleze la sursele mai înalte pentru ca să-și rezolve problemele locale. Nu se poate discuta civilizat, nu e cerea nimeni nimic.
ci efectiv era o discuție care trebuia să o rezolve pe plan local în mod civilizat și onorat. Nu e un lucru general. Nu, dar uite, dar au fost cazuri că tot au fost mediatizate. Știi foarte bine la ce mă refer când spun mediatizate de către presă. Da. Ideea e în felul următor. Eu cred și sunt convins că și doamna Cherecheș, cea care este acum la ANPD, eu am încredere că va face tot ce este necesar ca viața persoanelor cu dizabilități să se schimbe în bine. Și după totul e să aibă și ajutor și susținere din partea persoanelor experimentate cu dizabilitate, care știu legea foarte bine și știu exact nevoia persoanei cu dizabilitate de la nivelul solului, ca să spunem așa. Da? Problema este în felul următor. Eu mi-aș dori ca și persoanele cu dizabilități să înțeleagă că cei din fruntea ANPD și chiar din fruntea CNDR, vorbind și de bani atunci, da, nu sunt puși acolo ca să ne fie dușmani, nu trebuie înjurați. În continuu, eu văd pe grupurile de dizabilități diferite persoane care, mă rog, îi înși. Da. Cred că prin asta se afirmă, dar eu nu sunt de Nichi, de ce totuși persoanele cu dizabilități sunt comode și stau în banii statului, da, în acela, să zicem, pensie de invaliditate, da, care nu-ți permite să muncești și nu-și doresc să muncească să ia de 3-4 ori mai mult decât iau stând doar acasă. Nu v-ați gândit că asta ar trebui dată către pensiile cu handicap, care sunt pe gradul de handicap, mărite acolo și scoase această pensie ca să nu mai fie acea discuție: domnule dragă, știi, nu poți lucra, nu poți. De ce? Hai să eliminăm acest nu pot lucra, în a lucra, foarte bine. Să-i dai libertatea, că pensia de handicap, da, ca să o facem cea de gradul de handicap, care o primesc indemnizație și tot, aia nu se leagă nimeni de ea, dar hai să scoatem lucrul ăsta ca să dăm libertatea de a lucra. Da, poți să dai libertatea de a lucra, dar trebuie să existe și persoane care să vrea să lucreze. Sunt multe persoane care își doresc să lucreze și nu pot, dar sunt și multe persoane care se mulțumesc cu acea pensie și nu fac nimic mai mult. Nu crezi că statul încurajează lenea? Nu cred că... Adică cel puțin referindu-mă la persoanele cu dizabilități, de multe ori statul se mulțumește să ne dea având o oarecare milă, ca să zic așa. Păi da, vezi că mila aia sună, mă, tu ești retardat, ia stai tu iarni și bănuți aici să trăiești și tu și noapte bună. Da, asta vine și din faptul că persoanele cu dizabilități nu au dorit foarte mult să se implice în viața socială. Și aici o să-ți dau un exemplu concret. Nevăzătorii care au avut un organism mai puternic, adică o organizație mai puternice și au fost uniți, au putut să facă în așa fel încât să poată cumula pensie cu alte venituri. Dar dacă la noi există o dezbinare foarte puternică, vă dați seama că e mult mai greu. Da, din păcate se întâmplă și vezi tu că a apărut legea din 10 iunie în care nu mai poți cumula pensia cu pensia cu venitul de la stat, numai dacă ești la privat. Da, pentru cei sănătoși mi se pare un lucru normal să nu poți cumula și pensie și salariu. Adică dacă ești o persoană sănătoasă și te pensionezi la o vârstă foarte tânără, mi se pare ciudat să poți să te și reangajezi și să cumulezi și pensie și salarii. Bun, dar nu să ieși la 70 de ani, sincer, acolo cam, cred că e exagerat, că păi nu, atunci când le oferi tinerilor ocazia să lucreze, știi?
Bun, vârsta de 70 de ani este facultativă, deci poți să alegi să te pensionezi la 70 de ani, nu este obligatoriu să te pensionezi la 70 de ani. Că, na, să gândesc că ce facem, tinerii unde mai intră? Și totuși, hai să ne gândim la persoanele cu dizabilități care au diverse locuri de muncă în care depun un efort sporit și ar trebui totuși să iasă mai repede la pensie sau să aibă alte facilități la locul de muncă. Ce zici despre aspectul ăsta? Da, ar fi un lucru bun să avem mai multe facilități la locul de muncă. Ți-am zis, sunt foarte multe aspecte care trebuie schimbate la legea 448, dar nu se pot face peste noapte. Eu în această emisiune nu pot să promit persoanelor cu dizabilități că voi face și voi drege lucruri care nu s-au făcut în 30 de ani. Deci e clar, e complicat, dar noi expunem niște situații, să fim auziți și să le dăm idei guvernanților noștri pentru a scoate la lumină că persoana cu dizabilitate nu are o problemă mentală, da, ci este una limitată fizic. Deci nu știi, da? Pentru că de multe ori se face confuzia asta. Dacă are dizabilitate fizică vizibilă, are și cu Da. Adică ar fi păcat să se creadă lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere și al echipei din care fac parte, eu nu m-am simțit niciodată înjosit de colegii mei din partid, ba chiar m-am simțit apreciat și simt că am o a doua familie în Partidul Național Liberal. Deci vom încerca cu toții să schimbăm în bine viața persoanelor cu dizabilități. Numai că ți-am zis, este un proces anevoios și foarte complicat de realizat. Eu mi-aș dori să se poată schimba totul într-o lună sau în două luni sau în trei luni, dar e extrem de complicat. Bun, întrebare mai greuță pentru tine. Dacă vorbim de tine strict, ce ți-ai dori să ai în localitatea ta? Ce ți-ai dori acum, în momentul de față? Ce îți lipsește și ai vrea să ai? Domnule, uite, vreau lucrul ăsta. Asta și asta mi-aș dori să am în momentul de față, să duc o viață normală și egală ca și ceilalți cetățeni. Bun, ce mi-aș dori foarte mult nu ține de altceva decât de schimbare de mentalitate. Și aici o să spun un lucru. Eu la biserica din localitate unde merg destul de des, mi se întâmplă să primesc bani de la anumite persoane care vor să facă un gest frumos, nu înțelege că am ceva cu ei, dar ca să vezi ce înseamnă mentalitatea românească. Dacă te văd în scaun cu rotile, automat trebuie să le fie milă de tine. Da, și povestea asta, apropo de lucrul ăsta, știi că multe persoane se dau cu dizabilitate sau lovite, ca să vorbim pe direct, și cerșesc. Da, din păcate există și astfel de persoane. Este un lucru regretabil, dar, ți-am zis, cel mai important lucru ar fi ca oamenii să înceapă să ne asimileze ca pe niște persoane normale care pot aduce plus valoare a societății. Dacă ai avea putere să supremă în România, să fii pentru o zi președinte sau pentru un an sau pentru 4 ani sau 5, ce ai schimba în România? Ca și persoană cu dizabilitate care, să zicem, că ar fi în premieră, primul președinte cu dizabilitate în România, și are putere maximă. Ce ar face Nichi Simionescu? Bun, e o întrebare complicată. Dacă stai să citești toată legea 448, în esență, nu cred că ar fi o lege atât de problematică. Are niște părți foarte bune, numai că trebuie făcut în așa fel încât acele părți să fie respectate. Este cel mai important, după părerea mea, ar trebui ca
persoanelor cu dizabilități să le fie facilitat accesul la muncă și din punctul ăsta de vedere sunt bucuros de faptul că doamna Mara Calista, parlamentar PNL, a reușit prin propunere legislativă reînființarea acelor unități protejate care fuseseră desființate în 2017. Știu că o să-mi iau multe înjurături pentru ce zic în momentul de față, dar eu cred că este mai bine ca acele unități protejate să existe decât în momentul în care nu existau. Uh-huh. Așa? Ce-ți mai dorești? Mai ai așa o listă așa care de doleanțe, ce îi face ca președinte? Ca... Păi, cred că aș încerca, dacă mă întreb la nivel de dizabilitate, trebuie făcută o triere a dosarelor de handicap, pentru că, din păcate, după cum știi și tu, sunt persoane care se încadrează în acele grade de handicap, fiind sănătoase tot. Da, și, și conduc tractorul în mijlocul câmpului, da. E și asta o variantă. Bun, eu nu zic că există o majoritate, dar cred că sunt foarte multe persoane care au certificate luate degeaba. Da, sunt, au fost sate întregi, dădeau pe la televizor, dacă îți mai aduce aminte, care aveau gradul întâi de handicap și erau cu tractoarele prin bătătură. Asta e un lucru foarte rău și dacă stai să te gândești, probabil că suma acelor persoane care iau drepturi degeaba. Păi da, dar ia dreptul unei persoane care chiar real este cu dizabilitate, da. Și comisia le refuză gradul de handicap unor oameni care chiar au probleme serioase. Au fost cazuri care au fost refuzați efectiv. Eu în momentul în care voi merge la București și voi avea o discuție la Ministerul Muncii, voi propune și grupului parlamentar și doamnei ministru a Muncii ca să se facă o triere în ceea ce înseamnă dosarele de handicap. Pentru că sunt foarte multe luate pe nedrept și, cum ai zis și tu, iau dreptul unor persoane cu adevărat bolnave. Da, și știi, este păcat când le scoate ochiul pe masă și el îi dă gradul 3, de exemplu, da? Adică despre ce vorbim. Și poate mai e și într-un scaun rulant. Da, e extrem de complicat. Da. Cum l-ai putea descrie pe Nichi Simionescu în 3 cuvinte? Un om obișnuit. Nu am nimic special, am decât o dorință, am doar o dorință foarte mare de a face bine oamenilor și de a schimba mentalitatea în ceea ce înseamnă integrarea persoanelor cu dizabilități în societate. Pentru că și eu la rândul meu m-am confruntat cu destule probleme de-a lungul vieții mele. Și nu aș vrea să mai treacă și alte persoane cu dizabilități prin greutățile prin care am trecut eu, în sensul în care eu am avut o familie foarte bună și foarte unită, care m-a ajutat foarte mult să fac și școală, să fac liceu, să fac facultate, dar nu toți au șansa mea. Să înțeleg că mai ai și frați și surori care te ajută în sensul ăsta. Da, mai am o soră. Mai am o soră, îl mai am pe tata, mama a murit. Am înțeles. Să înțeleg că sora nu are dizabilitate. Nu. Am înțeles. Asta este foarte bine. Este asistentul meu personal. Am înțeles. Spune-mi, te rog, că tot ai vorbit de biserică, cât de important este Dumnezeu în viața ta și în viața unei persoane cu dizabilitate? În viața mea a căpătat o importanță foarte mare Dumnezeu. Nu am fost de la începutul vieții mele evlavios sau credincios, dar pe parcurs mi-am dat seama că fără Dumnezeu nu poți face nimic. Și în ceea ce privește importanța lui Dumnezeu în viața unei persoane cu dizabilități, cred că depinde de fiecare în parte, dar toți trebuie să înțelegem că
În fiecare religie există un Dumnezeu, că nu toți ne naștem ortodoxi sau nu toți ne naștem catolici, sau, mă rog, sunt oameni de diferite religii, dar nu cred că există un Dumnezeu care să te învețe de rău, ca să zic așa. Disabilitatea ți-a refuzat vreun vis? Am avut niște vise adaptate situației în care mă aflu, adică pentru mine eu consider că dizabilitatea este un dar pe care mi l-a oferit Dumnezeu. Pentru că nu cred că puteam face atât de multe dacă eram sănătos. Pentru că în momentul în care ești sănătos, probabil ești mulțumit de viața pe care o duci, nu tângești spre mai mult. Pentru că de multe ori te gândești, domnule, dacă aveam picioare, dacă aveam mâini, dacă puteam să fiu independent, aș fi putut să. Ți-a trecut vreodată prin minte lucrurile astea? Mi-au trecut în momentul în care eram mai mic și mai prost, ca să zic așa, în care eram revoltat pe Dumnezeu, de ce am fost în situația asta. Dar pe parcurs am înțeles că Dumnezeu ne lasă pe toți pe pământ un rost. Fiecare cu rostul lui, fiecare cu situația lui, toți trebuie să ne mulțumim de cum ne lasă Dumnezeu. Pentru că, din punctul meu de vedere, sunt persoane care sunt mult mai bolnave decât mine și într-o situație mult mai grea decât a mea. Regreți ceva în viață? De regretat, regret că nu mai am pe mama, dar în rest nu regret nimic. Deci nicio ocazie pierdută sau ceva, un eveniment că ai fi putut să fii într-o poziție sau alta sau nu știu, o decizie? Am multe greșeli în viață, da? Nu pot întoarce timpul. Cel mai fericit moment din viața ta? Cel mai fericit moment din viața mea? Cred că e nașterea nepoatei mele, deci, da, cred că asta, dacă e să mă gândesc acum. În fața ta stau multe persoane cu dizabilități și vor un sfat de la tine. Sunt în momentul poate mai deosebite, trec prin momente grele. Ce le transmite tu acestor persoane? Să aibă încredere în ele și în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu lasă pe nimeni în urmă. Și sunt schimbări care pot fi făcute și care trebuie făcute, dar din păcate necesită timp. Nu se pot face peste noapte. Nichi Simionescu la Lumea în Obiectiv, dragi prieteni, mulțumesc tare mult că ai fost în această ocazie împreună cu mine și te mai aștept aici să ne vorbești de proiectele de la Gorj, din cadrul Partidului Național Liberal, și să aud că din proiectele pe care tu le-ai propus doamnei Florica Cherecheș și doamnei Raluca Turcan, da, să devină realitate pentru fiecare persoană cu dizabilitate din România. Da, mulțumesc mult și sper să ne revedem curând. Numai bine, fiți obiectivi într-o lume subiectivă, dragi prieteni, până data viitoare, rămâneți sănătoși!